găsit la Jurnal Economic. Băncile vor fi obligate din martie 2015 să prezinte pe ecranele bancomatelor costurile fiecarei operațiuni pe care acum le listează doar pe site-urile proprii. Afișările vor arăta ce procentaje sau după caz și ce sume minime se percep pentru fiecare tranzacție. În prezent, pentru interogarea soldului, doar câteva bănci oferă gratuitate și numai atunci când salariatul consultă ATM-uri proprii. Celelalte percep comisioane între 20 și 50 de bani per interogație, iar interogarea ATM-urilor de la alte bănci, acolo unde este posibil, este comisionată cu 1,5 până la 2,5 lei per afișare. Foarte puține bănci le acordă gratuitate pensionarilor la interogarea soldului. Restul percep comisioanele de rigoare, indiferent de statutul clientului. Peste jumătate dintre angajatorii români intenționează să crească salariile în 2015, în timp ce 43% nu au în plan să acorde stimulente financiare suplimentare pentru a-și păstra salariații. Asta potrivit unui studiu, în rândul a 456 de manageri de companii din 8 state din Europa Centrală și de Est. Circa 4% dintre managerii din România au declarat că vizează creșteri de salarii de peste 10%, iar 3% au spus că salariile angajaților ar putea fi mai mari cu până la 1,9%. Pe de altă parte, 2% dintre liderii de companii vor să taie remunerațiile angajaților cu peste 10% anul viitor, se arată în studiu. Motivele principale pentru creșterea salariilor sunt îmbunătățirea productivității angajaților și a rezultatelor financiare ale companiilor. În ceea ce privește numărul angajaților, 47% dintre companiile din România nu intenționează să facă schimbări majore în 2015, în timp ce 41% dintre angajatori spun că vor oferi noi locuri de muncă. Tăieri de personal sunt estimate de 16% dintre respondenți, 6% dintre aceștia plănuind să reducă numărul angajaților cu peste 10%. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!